Pe când generația asta este o generație liberă, o generație care comentează dacă nu-i place ceva, comentează. O generație care imediat părăște, au văzut ceva ce se întâmplă, nu le place, imediat te-au pus pe Facebook, te-au pus pe YouTube, ai zis o prostie, te-au taxat. Unul din, din lucrurile uh, cel mai fascinante cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, este că cuvântul lui Dumnezeu are relevanță în fiecare generație, uh, indiferent uh, de schimbările care au loc în societate, indiferent de provocările noi uh, cu care se confruntă uh, generația actuală. Cuvântul lui Dumnezeu continuă să aibă o relevanță. E adevărat că deja de multă vreme Scriptura nu mai stă la baza deciziilor majore care se iau la nivelul societății. Dacă în urmă cu 50, 70, 80 de ani multe din, din legile care se făceau de exemplu sau deciziile care se luau la nivelul societății erau decizii sau erau legi care țineau cont de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu astăzi nu numai că societatea s-a îndepărtat de valorile acestea ba din potrivă asistăm mai ales în ultimii să zic 30 de ani poate, asistăm parcă la așa o abordare care este practic împotriva a ceea ce spune Scriptura. Cumva se încearcă o, o distrugere a tuturor valorilor care, de exemplu, la nivelul Societății europene. Vorbim despre, despre noi, despre societatea europeană, noi, ca și români, fiind parte din, din ceea ce înseamnă societatea europeană, Uniunea Europeană, se iau anumite decizii, sunt anumite legi care parcă în adins sunt făcute ca să redefinească anumite valori care au fost stabilite în trecut pe baza cuvântului Dumnezeu. Cu toate astea însă, cuvântul lui Dumnezeu are încă o relevanță puternică în rândul generației tinere. Ca și întotdeauna sunt tineri și astăzi și fac, fac o paranteză, este greșit să scoatem cumva în evidență că doar în generația asta sunt oameni care pe care nu interesează cuvântul lui Dumnezeu sau sunt oameni care nu sunt interesați de, de, valorile creștine sau de cât de important ar fi să-și conducă viața, să spunem, după principiile Scripturii. Lucrul acesta nu e adevărat. Întotdeauna, de-a lungul secolelor, au fost oameni în fiecare generație, au fost oameni care au fost dispuși să țină cont în deciziile care le-au luat, în principiile de viață care și s-au stabilit, în valorile pentru care au luptat, au fost gata să țină cont de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, de ceea ce spune Scriptura și au fost unii care pur și simplu au ignorat. Și la fel se întâmplă și în generația aceasta. Da, pe de o parte există în rândul generației tinere cumva așa o, o abandonare să spun, sau, mă, mă rog, chiar o repulsie la unii față de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. În același timp însă sunt destul de mulți tineri care uh, caută și aici uh, mă refer mai ales la tinerii care uh, vin dintr-un mediu creștin practicant. Indiferent de denominația de de din care fac parte. Dacă vin dintr-un dintr mediu, dacă vin dintr-o familie sau aparțin unei biserici locale unde se dă mare importanță cuvântului Dumnezeu, aceștia sunt interesați în a vedea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, sigur că avem o problemă. Și aici apare uneori un conflict între generațiile mai vechi, să zic așa. Între cei din generația mea, poate, și cei din generația tânără. Tinerii, de obicei, sunt idealiști. Asta face. Idealismul face parte din etosul celor care sunt tineri. Și tinerii urăsc ipocrizia. Și tinerii nu sunt dispuși să înghită foarte ușor astăzi, pentru că ei, mă gândesc la cei care sunt sub 30 de ani, ei toți s-au născut în libertate. Asta e diferența majoră între generația aceasta și cei din generația mea, sau poate mai în vârstă decât mine. Eu am trăit o bună parte a vieții mele, am trăit-o în dictatură, am trăit-o în comunism. Alții care sunt mai de mult au trăit mai mult în comunism și dictatura și ideologia de atunci și nu neapărat ideologia marxistă, ci modul în care s-au făcut anumite lucruri și-a lăsat amprenta asupra generației noastre, pe când generația asta este o generație liberă, o generație care comentează, dacă nu-i place ceva, comentează, o generație care imediat pârăște, au văzut ceva, ce se întâmplă, nu le place, imediat te-au pus pe Facebook, te-au pus pe YouTube, Uh, ai zis o prostie, te-o taxat, de nu te vezi, nu-li rușine, nu-li frică, nu-li teamă. Uh, sigur, aici putem comenta, sunt lucruri pozitive, uh, lucruri uh, negative, dar ce vreau să spun, uneori, uh, de exemplu, la nivelul bisericii, uh, pare că ar fi un conflict între uh, generația tânără și generația mai în vârstă, uh, dar conflictul nu are de a face neapărat cu respingerea autorității Cuvântului Dumnezeu, cum încearcă unii să inducă ideea asta. Sau că tinerii ar considera, mă refer la tinerii creștini, cei care au un, un context creștin, tinerii ar considera cumva că cuvântul lui Dumnezeu nu mai are o relevanță pentru ei. Nu, nu, ei nu resping autoritatea Cuvântului Dumnezeu, ei resping autoritatea noastră, adică a, a tradițiilor noastre, a formelor noastre, a obiceiurilor noastre, a unor lucruri care lor s-ar putea să li se pară prostești, sau să li se pare că nu au o logică, sau, dacă tot vorbim despre relevanță, s-ar putea să li se pare că nu au nicio relevanță în generația lor. Acum, eu ce cred este că ar trebui să ne dăm mai multă încredere, să avem mai multă încredere unii în alții și generația mai în vârstă în generația tânără și generația tânără. Mai multă încredere în generația în vârstă și să căutăm, să vedem cum am putea să uh, ne ajutăm, să ne susținem unii pe alții. Ceea ce este important este ca fiecare dintre noi să fim credincioși lui Dumnezeu. Spune scriptura despre David, că el a fost credincios lui Dumnezeu în generația lui. Fiecare să fim credincioși lui Dumnezeu în generația noastră și să uh, facem uh, în așa fel încât Cuvântul lui Dumnezeu pe care vrem să-l transmitem în societate să fie relevant pentru generația noastră. Ei s-ar putea să ajungă la concluzia că anumite lucruri care au fost relevante pentru cei din generația noastră astăzi s-ar putea să nu fie relevante. Noi am făcut din ele un fel de, de viței de aur da? în care, la care vrem să, să ne închinăm și nu vrem să lăsăm uh, idolii ăștia de care ne-am îndrăgostit noi așa de tare. Și atunci trebuie să stăm și unii și alții sub lupa cuvântului Dumnezeu și în lumina cuvântului Dumnezeu, care, repet, are întotdeauna relevanță. Cuvântul lui Dumnezeu este vechi, dar nu este învechit. Da? El este vechi pentru că e de mult, dar este nou tot timpul, pentru că mereu și mereu este făcut proaspăt. Și este făcut proaspăt în fiecare generație. Și atunci dacă stăm și unii și alții în lumina cuvântului Dumnezeu și lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne determine să ne călăuzească, atât în decizii, atât în stabilirea principiilor, atât în metodologia de lucru care avem cu oamenii, cred că putem mult mai ușor să ne acceptăm unii pe ceilalți, să ne sprijinim și un lucru care E, e deosebit de important. Mă gândeam chiar acum la, la uh, timpul acela când, de exemplu, uh, Moise, da, care a fost un, un lider foarte puternic și proeminent, a ieșit uh, cu poporul Israel din Egipt. 40 de ani a mers cu ei prin pustie pentru că a fost nevoie de reînnoirea uh, generațiilor. Și a fost nevoie ca toți cei cu mentalitatea Egiptului, pentru că una este să-l scoți pe om din Egipt și alta este să scoți Egiptul din cap. La fel s-a întâmplat aici. Una este să ieși din comunism și alta este să-ți scoate ceva comunismul din cap. Trec niște ani, când Silviu Brucan, despre care cei mai tineri nici n-au auzit și n-au pierdut mare lucru, dar noi cei din generația noastră știm despre ce e vorba, a zis că ne va lua vreo 20 de ani ca să pricepem cum e, cum e democrația, cum e cu asta, cum e cu asta. Toată lumea s-a supărat pe el și a zis că ăsta își bate joc de noi. Ei, iată că au trecut mai mult de 30 de ani și încă mai patinăm prin pustie. Dar ce s-a întâmplat? Moise a ajuns pe muntele Nebo. Și pe muntele Nebo, Dumnezeu i-a arătat țara promisă. Și a spus, uite, acolo e țara promisă, tu nu vei intra în ea. Nu intru în detalii de ce n-a intrat, pentru că făcuse ceva ce Dumnezeu îi spusese să nu facă. Îi spune, altcineva va duce poporul. Și acela altcineva a fost Iosua. Acum, Iosua, când a văzut ce îi se întâmplă, da? el era de. de, de, de uh, 40 și ceva de ani era în slujba lui, lui, lui Moise și uh, el a fost obișnuit să asculte comenzile lui Moise. Și întotdeauna a fost ascultător. Uh, Iosu a fost între, între cei uh, 12 uh, prime, primii, uh, mă rog, din serviciul de informații externe al Israelului. Un fel de Mossad, dacă vreți, așa, în stare incipientă. Și acum Iosua se trezește ca ajunge ca și uh, conducător. După cine? După unul despre care Biblia spune că nu s-a ridicat vreodată în istorie un om ca Moise, cu care Dumnezeu să vorbească cum vorbește un om cu prietenul lui. Și uh, nu e simplu să vii, să fii conducător, după unul ca Moise. Dar uh, știți ce a înțeles Iosua? Iosua a înțeles că Moise a făcut ceea ce el nu putea face. El nu putea să facă niciodată ce a făcut Moise. Însă Iosua nu s-a mulțumit cu asta. S-a dus mai departe și a făcut ceea ce lui Moise nu i s-a dat să facă. Mulți din generația mea și-ar fi dorit să trăiască și să, fie, să aibă în, în, în generația lor toate resursele pe care generația de astăzi le are. Noi nu le-am avut. Dar tinerii ăștia din generația de astăzi au la dispoziția lor atât de multe resurse încât pot duce Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu până la marginea Pământului, demonstrând că Cuvântul Lui Dumnezeu este la fel de relevant și astăzi, cum a fost în generația părinților lor, a bunicilor lor, a străbunicilor lor. Și astăzi Cuvântul Lui Dumnezeu are aceeași relevanță. Iosua a înțeles perfect lucrul ăsta și a dus poporul în țară. Nu l-a dus Moise, l-a dus Iosua. Așa că, așteptarea mea de la cei din generația asta este să nu dea cu piciorul în tot ceea ce am făcut noi până acum, să nu fie un, un fel de. de, de, de uh, uh, din asta, distrugători de cultură creștină și de slujire creștină, ci pur și simplu să ia lucrurile de unde noi le-am dus și să le ducă mai departe și de ce nu, pentru că au instrumente mai bune să le facă mai bine.